o premieră pentru noi, prima emisiune făcută la Lețcan, la secția externă a clinicii Sfânta Paraschiva, sper să nu greșesc, Da. spitalul din Iași, împreună cu președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, în secția de terapie intensivă, încă nedată în funcțiune, dar probabil în câteva zile va porni, de la acest spital care teoretic se pregătește să primească bolnavii COVID. Cum vă simțiți în acest moment, după câteva luni bune de, hai să-i spunem, De muncă. de muncă, să nu vorbim De de altceva? muncă, da. Personal mă simt foarte bine și sunt extrem de fericit că am luat această hotărâre de a investi banii nemțenilor în această unitate spitalicească. Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, la noi la Neamț e un pic ca la altfel decât la alții, pentru că sunt doar două spitale județene în toată țara care sunt declarate spitale COVID. Sigur, județul Neamț și încă un județ. În mod normal, spitalul suport COVID nu trebuia să fie spitalul județean, pentru că spitalul județean trebuie să fie pus la dispoziția bolnavilor cronici să poată să primească ceilalți bolnavi de alte boli. Vorbim de gravide, vorbim de toate celelalte Haideți să o boli. spunem pe aia dreaptă, spitalul din Târgu Neamț, din Piatra Neamț, mă refer și la cel de Târgu Da, Neamț da. imediat, așa, are niște servicii medicale care nu pot fi asigurate nicăieri în județ. De alte În spitale. special neurologie, și aici era imperios necesar ca el să funcționeze. Era imperios necesar. Și atunci, văzând că ministerul a hotărât ca Spitalul Județean de Urgență să fie spital COVID, mi-am dat seama că e la mintea cocoșului că a fost un criteriu strict politic. Și atunci am căutat să găsesc soluții pentru a putea scoate Spitalul Județean de Urgență de sub titulatura asta de suport COVID și să-l lăsăm pentru ceilalți bolnavi. Și atunci am luat hotărârea împreună cu președintele Consiliului Județean Iași să achiziționăm în regim de urgență un spital mobil dedicat COVID. Sigur, știți și dumneavoastră că au fost chinurile facerii, Au fost discuții un peste întreg discuții. scandal, discuții peste discuții, că dincolo e mai ieftin, că dincolo e mai scump, că nu e oportun, că nu e eficient. Domnul Bălănescu, mă bucur că ați venit astăzi aici pentru că am vrut să vedeți și să fiți obiectiv, să vedeți cu ochii dumneavoastră că acest spital există, că e construit la standarde europene, să spun așa. Și vedeți și dumneavoastră ce dotare are. Nu există decât în București, la Spitalul de Arși, saloane de terapie intensivă cu presiune negativă, așa cum există în tot spitalul ăsta. Adică totul este la standarde europene, pentru că pe mine mă interesează ca nemțenii noștri să beneficieze de servicii medicale de foarte bună calitate. Da, haideți să, ca să lămurim lucrurile, că avem timp, nu ne grăbește Sigur. nimeni. De ce această hotărâre, că e o întrebare firească, de a investi împreună cu celelalte județe și nu a investi numai la Piatra Neamț? Pentru că există o explicație, noi am mai discutat odată într-o emisiune, apropo de personal și Da, alte da. lucruri. Pentru că personalul care ar putea deservi o astfel de unitate spitalicească nu l-avea Neamțul și trebuie să recunoaștem că nu l-avem. Abia ne descurcăm și avem medici, asistenți și personal medical pentru spitalele din județul Neamț. Inițial și în mine a funcționat tot patriotismul ăla, că, dom'le, am vorbit cu președintele de la Consiliul Județean Iași și am zis, dom'le, îl facem la mijloc. Și unde-i mijlocul? E la Roman. Și îl facem lângă Roman. După care am stat și mi-am dat seama că nu e o idee bună, pentru că nu o să am medici, asistenți și nu o să am cu cine să deservez spitalul. Și am zis, dom'le, hai să-l punem lângă Iași. Pentru că Iașiul fiind centru universitar, având atâția studenți, medici din toate spitalele, pot fi detașați aici. Atunci am hotărât să facem aici, la Lețcan, și mă bucur foarte mult că am luat hotărârea asta, pentru că de la Neamț, fiecare pacient COVID poate fi urcat repede în salvare și adus aici. Da. Ce ați discutat cu omologul dumneavoastră de la Iași? Și probabil luni, marți, din câte am înțeles de la managerul de proiect,
vor fi finalizate lucrările de instalare. Înțeleg că cum vor funcționa lucrurile? Automat, după ce se obțin autorizațiile, bolnavii de COVID din Neamț vor fi transferați în imediat ce obținem toate autorizațiile, bolnavii de COVID din Neamț vor fi transferați aici, pentru că scopul meu principal este să scoatem Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț din suport COVID și să-l facem spital normal pentru bolnavii cronici. Și toți pacienții COVID vor fi aduși aici. Și, sincer, avem condiții mai bune ca oriunde. În funcție, în privința asta, cel puțin în saloanele de terapie intensivă, care și sunt peste gata, tot o să vedeți, cele care sunt gata... Totul este nou, totul este impecabil. Și sper ca marți, atunci când luni sau marți se va face recepția finală, să vedem totul că strălucește de curățenie. Cum va funcționa colaborarea asta? Vor fi și medici din Neam sau numai din Iași? Deocamdată medicii vor fi toți din Iași, pentru că mi-e greu să detașăm medici din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț să facă naveta aici, și dacă am reușit și am găsit înțelegere la omologul meu de la Iași și a reușit să facă un plan împreună cu toți directorii de spitale din Iași, au făcut un plan cât detașează fiecare din personalul medical aici, atunci am scăpat de povara asta de a detașa medici de la Neamț. Deci din punctul de vedere al spitalului din Piatra Neamț, lucrurile s-ar rezolva extrem de rapid, mai rămâne exact să obține și aprobările așa mai repede cât s-au obținut aici pentru spital. Domnul Bălănescu, știți că nu, a fost o întreagă discuție cu acest spital, cu tiruri care au stat încărcate câte două săptămâni aici și nu li se făcea vama, cu aparatura care mi-a stat blocată în Bulgaria, că nu-i dădeau Bulgariei drumul să treacă, că știți, în perioada asta de pandemie, orice aparatură medicală care intră într-un stat membru, e luată. Poate fi blocată. Da. A fost o luptă, a fost o muncă de zile și nopți, săptămâni întregi. Îmi spunea președintele de la Iași, zice, domnule, am slăbit 10 kg cu spitalul ăsta. Eu am fost un pic mai, să spun așa, mai degrevat de sarcina asta fiind la Neamț, dar oricum am venit de foarte multe ori aici, m-am zilnic, am discutat, am încercat să punem mâna pe telefon fiecare, să deblocăm, dar, domnule, chestiunea asta, să blochez o investiție vitală pentru viața oamenilor, mie mi se pare o ticăloșie fără margini, pentru că cu ce ar deranja un partid politic faptul că noi reușim să facem o investiție pe care n-a făcut-o nici măcar Guvernul României. Guvernul României n-a reușit să facă o investiție de nivelul ăsta. Da? Vedeți, avem 100 de paturi de terapie intensivă cu 63 de paturi cu ventilatoare. Monitoare, ventilatoare, tot. Păi Guvernul României n-a reușit să cumpere pentru toată țara 60 de ventilatoare. Aici e marea problemă. Dom'le, dacă nu ne ajutați, lăsați-ne, dom'le, în pace, lăsați-ne să facem. Oricum, eu nu înțeleg modul de abordare a pandemiei de către actualul guvern. Eu, dacă aș fi fost astăzi, nu știu, ministrul sănătății, prim-ministru, aș fi făcut 41 de astfel de module, câte unul în fiecare județ. Că sunt bani la guvern, adică s-au cheltuit sute de milioane, miliarde pe pandemia asta, iurea și nu știe nimeni. Și atunci ce aș fi făcut? Am 41 de module de asta, scot toți pacienții COVID și îi duc în module de asta și îmi degrevesc toate spitalele alalte să poată să aibă grijă de bolnavii cronici. Ori nici măcar asta nu vor să facă. Și ne pun nouă bețe în roate. N-au putut mai mult, din păcate pentru ei, din fericire pentru oameni, nu pentru noi, din fericire pentru pacienți. Sper că săptămâna viitoare aici să intre primul pacient. Puneți-mi un pic. Haideți să lămurim lucrurile. Județul Neamț are o contribuție de 3,5 sau da. 3,6 miliarde. Ca să precizăm, de unde sunt acești bani, ca să nu mai existe... Din bugetul județului Neamț am luat banii de unde am putut, de acolo un pic, că nu i-aveam pregătiți, că nimeni n-a știut că vine pandemia. Cum să fie bugetat, așa că eu n-aveam cum să bugetez din start, însă în momentul când a apărut oportunitatea
de a mă asocia să fac, să cumpărăm un spital pentru pandemie, atunci imediat am achiesat la proiect, pentru că mi-am dat seama că e salvarea noastră a județului Neamț să scoatem COVID-ul din spitale și să-l aducem într-un loc special pentru asta. Și sigur că am făcut rost de bani, într-un cuvânt. Bani care, așa cum am discutat și cu președintele Consiliului Județean, am făcut aplicație la Comisia Europeană, și bani care se vor întoarce de la fondurile europene înapoi. Și vom lua banii cei care i-am dat, 3,6 milioane sau cât am dat, se vor întoarce în bugetul județului Neamț de la Comisia Europeană. Deci nu prin guvern, ci direct de la Comisie. Nu, direct de la Comisie. Asta este o veste bună, pentru că sunt bani de care Neamțul are nevoie, este clar. Sunt bani de care Neamțul are nevoie, sunt bani mulți pentru orice județ. Sigur, Iașiul a avut o contribuție mult mai mare față de noi, dar e și județul mai mare și noi am contribuit cu cât am putut. Ceea ce e foarte important și ne interesează pe noi este că o să folosim acest spital în proporții egale, ceea ce este foarte bine și este, aș putea să spun așa, o atitudine generoasă când vorbim de sănătatea oamenilor. Noi trebuie să uităm și de culori politice și de alte competiții între județe, trebuie să fim toți, și dacă Neamțul, județul Neamț, nu o să aibă nevoie, atunci poate să fie deservit și să ocupe aici și din alte județe. Din alte județe. Adică trebuie să fim oameni în primul rând. Exact. Nu, a căror nu s-au retras, pentru că în Asociația Euronest sunt toate suntem 6 județe, suntem 6 consilii județene, doar că în momentul ăla celelalte consilii județene n-au avut puterea financiară, n-au avut forța financiară să investească aici. Din fericire, bugetul județului Neamț a avut, pentru că eu am avut grijă să aibă bani bugetul județului Neamț, pentru că, așa cum am spus, în 4 ani de zile am dublat bugetul județului Neamț, ceea ce înseamnă că e bine, e de bine. Bun, ce pot să vă zic? La final, un singur lucru, că arată bine, să sperăm că va funcționa. Arată senzațional, mie la fel de bine. Și mă bucur că în acest scurt interviu nu am pronunțat deloc cuvântul campanie electorală. Nu, aici nu-i despre, aici nu-i despre politică, domnul Bălărescu. Aici e despre oameni, e despre vieți salvate, e despre empatia pe care trebuie să o ai cu cel suferind. Eu n-am făcut investiția asta și vă jur, n-am făcut investiția asta nici o secundă pentru a câștiga măcar un vot de la cineva. Deloc. Am făcut-o pentru că știu că putem să salvăm vieți și cu asta ar trebui să se ocupe fiecare și cred că asta este în fișa postului meu. Atunci când nemțenii mi-au încredințat această mare onoare de a fi președintele Consiliului Județean, una, poate chiar prima îndatorirea mea este să mă asigur că nemțenii noștri vor fi sănătoși și că putem să-i salvăm atunci când sunt bolnavi. Vă mulțumesc, oameni eu buni. Mulțumesc. Aceasta a fost prima intervenție de aici, din spitalul COVID. Eu sper să avem cât de curând o intervenție care să spunem acest spital, nici măcar acest spital nu mai este COVID, aici poate fi folosit pentru alte lucruri. Dar până atunci, cele bune, sănătate, numai bine!